Fraților și surorilor, pacea fie cu voi! Amin! Slavă Domnului! V-am invitat ca să vorbim despre lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic da. în zilele de pe urmă. Știm că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic este singura biserică care a spus că Dumnezeu Atotputernic ia a doua venire a lui. Deci Isus. Domnul Isus a întors cu adevărat? Am așteptat această zi atât timp. El a început judecata sa pornind de la casa lui Dumnezeu, aducând Evanghelia privind coborârea împărăției Acum lui. Acum trebuie să cercetăm. Membrii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic au împărtășit cu mine Evanghelia împărăției lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic este chiar adevărul, este glasul adevărat al lui Dumnezeu. Slavă tine, Dumnezeule! Nu putem, putem pierde această, această șansă. șansă. E, Fraților și surorilor, dacă nu căutăm arătarea din nou și lucrarea Domnului, și doar așteptăm coborârea sa publică pe nori, vom fi alungați la fel ca fecioarele nesebuite, jelind și bocind de chin în întuneric. Lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă nu va dura mult și va fi urmată curând de nenorocire. Trebuie să învățăm despre lucrarea lui Dumnezeu. E datoria noastră, iar timpul e scurt. Azi am vrut să le contactez și să le invit pe sora Jean și sora Ian ce mai faceți? Să ne vorbească Bună. despre lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Ca să înțelegem că Dumnezeu a tot puternic este a doua venire a Domnului Isus și ca să-L putem întâmpina. Vă rog să le urați bun venit! Vă rog, așezați -vă. Bătrâne Pan, ai spus că oamenii din această biserică susțin că Domnul s-a întors și își face judecata din zilele de pe urmă. Ei bine, nu cred că acest lucru este adevărat. Ascultați cu toții! Dacă domnul s-a întors pentru a-și face lucrarea, atunci el ar trebui să fie în public, prorocind deschis și în multe locuri. Cu un număr mare de urmași, măreț și minunat, ar crea zarvă în China și oamenii din toată lumea ar ști. Dar nu! Cum să fie asta lucrarea lui Dumnezeu? Noi n-am văzut nicio dovadă. Da, eu cred că diau are dreptate. Dacă Domnul s-ar fi întors, am vedea cu toții. Nu putem accepta acest lucru dacă nu-l vedem. Sora Diau și sora Lui au dreptate. Întoarcerea Domnului este importantă, trebuie Eu să fim bine. atenți, dar din acest motiv trebuie să învățăm despre asta. Fraților și surorilor, în ce privește întoarcerea Domnului, mulți oameni cred că întoarcerea Domnului ar trebui să provoace agitație. Chiar dacă ei nu cred că Domnul va coborâ de pe nori pentru ca toți să vadă, ei cred că el ar trebui cel puțin să înfăptuiască miracole. Așa cum a făcut Domnul Isus când a prorocit. Mii de oameni urmândul, l măreț și minunat. Așa cred ei că ar trebui să arate lucrarea lui Dumnezeu. Altminte, nimeni nu crede că e lucrarea lui Dumnezeu însuși. Însă aceste idei sunt născocirea noastră despre întoarcerea Domnului. Întotdeauna gândim în acest fel. Dar dacă atât de mulți oameni simt astfel, cum ar putea asta să fie Dar fi toată greșit? lumea tinde să ignore cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a zis, de fapt. Deci fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de Cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și oamenii să nu-i vadă rușinea. Cu toții tindem să gândim că oricum și-a făcut Domnul Isus lucrarea, orice miracol a săvârșit. Oricât de tare a cutremurat toată Iudeea și a fost răstignit apoi, el ar face-o la fel când s-ar întoarce în zilele de pe urmă. Asta cred toți despre lucrarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu face de două ori același lucru. Dumnezeu face întotdeauna ceva nou. Așa este. Vedeți voi, de aceea oamenii caută semne, despre întoarcerea Domnului. Sau măsoară amploarea agitației, ca să poată spune dacă s-a întors Domnul. Dar nimeni nu se concentrează la ascultarea glasului lui Dumnezeu, sau la locul în care grește Duhul Sfânt, sau unde este exprimat adevărul. Niciunul dintre noi n-ar crede că Dumnezeu ar coborî în trup în taină ca un hoț pentru a ne întâlni și a grei adevărul, că și ar face judecata începând de la casa lui Dumnezeu și și-ar cere înapoi comorile cele mai prețioase. Adică, fecioarele înțelepte vor fi aduse înaintea sa, că cele recunosc glasul lui Dumnezeu. Ele vor fi judecate și vor primi purificarea, vor fi făcute biruitoare, respectiv primele roade. Până ce lumea va realiza acest lucru, Dumnezeu le va fi făcut deja biruitoare. Lucrarea lui Dumnezeu la întoarcerea sa în taine este completă. Lucrarea sa măreață a fost realizată. Până atunci, ceea ce omul va vedea nu va fi Dumnezeu coborând pe nori. Ei vor vedea nenorociri abătându-se asupra da. lumii. Aceia din grupările religioase care au ales să caute semne și îl așteaptă pe Domnul să coboare din nori sunt aceiași precum Toma, un bărbat care nu a crezut în miracolele lui Dumnezeu până ce nu le-a văzut cu proprii ochi. Acești oameni vor sfârși prin a fi abandonați de Dumnezeu, lăsați să jelească și să urle nenorociri. Deci întoarcerea Domnului ar putea să nu provoace o mare agitație. Aceia care ascultă și încearcă să asculte glasul lui Dumnezeu, își dau seama de faptul că oricine poate grăi adevărul, rosti glasul lui Dumnezeu, este Hristos din zilele de pe urmă, arătarea din nou a lui Dumnezeu și întoarcerea Domnului Isus Hristos. Lor nu le va păsa dacă agitația provocată de lucrarea lui Dumnezeu este mare sau mică, și le va păsa mai puțin de orice miracole. Acești oameni sunt cei mai inteligenți, ei stau alături de fecioarele înțelepte care vor fi aduse înaintea tronului lui Dumnezeu și apoi se vor răspăta alături da, de noi Domnul. Ar trebui să fim fecioare înțelepte. Asta îndeplinește profeția din Apocalipsă. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el și el cu mine. Acești oameni sunt tipul de comori pe care Dumnezeu a ales să le fure din mai multe confesiuni. Așa e aceștia vor fi făcuți biruitori înaintea nenorocirii. Modul în care Dumnezeu se arată din nou este foarte înțelept. Omul propune, dar Dumnezeu dispune. Așa este. Da, părtășia Ce lor respectă spus Biblia. Ei se potrivește cu Biblia. Fraților și surorilor, lucrarea lui Dumnezeu este cu adevărat incredibilă. Uneori cu tremură lumea, alteori rămâne liniștită. Uneori e publică, alteori nu. În plus, Dumnezeu va face mereu ceva nou și nu își va repeta niciodată lucrarea. El este atot știutor și atot puternic. Adevărat. Când Dumnezeu lucrează în zilele de pe urmă, ajunge în taină pentru a-și face judecata începând de la casa lui Dumnezeu. Nu se observă nicio agitație la suprafață. Dar Dumnezeu a făcut deja biruitorii cu mult înainte de nenorocire. Dumnezeu deja a obținut victoria asupra satanei și a primit slavă la răsărit. În orice caz, mulți oameni Cred că trebuie să vadă o mare agitație ca aceasta să fie lucrarea lui Dumnezeu? Fără o agitație mare, cum ar putea să fie aceasta chiar lucrarea lui Dumnezeu? Domnul Isus, pe vremea când s-a arătat prima dată pe pământ, a făcut multe miracole mari, provocând vâlvă în toată Iudeea. În acel caz, de ce nu au recunoscut că era lucrarea lui Dumnezeu? Și de ce câțiva au recunoscut că Domnul Isus a fost Hristos? Nu m-am gândit la asta înainte. Spune-mi, ce fel de vâlvă vrei să vezi? Dumnezeu Atotputernic a coborât în China să vorbească adevărul oamenilor Săi. Lucrarea Sa i-a zguduit pe toți. Milioane de oameni care cred în Dumnezeu și tânjesc după adevăr au acceptat lucrarea Lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă, stârnind vâlvă în toată China. Dumnezeu Atotputernic este un nume comun, cunoscut de oricine în China. Așa este și numele său se răspândește în alte țări din toată lumea. Este adevărat. Dar pentru a-și proteja pozițiile, au existat mai mulți pastori și lideri religioși care au răspândit zvonuri într-un mod ieșit din comun și au mințit, ponegrin și defăimându-l pe Dumnezeu Atotputernic și biserica sa. Acest lucru a cauzat mare vâlvă în lumea religioasă. N-am observat noi această vâlvă uriașă. Este adevărat. Așa este. Partidul Comunist întoarce întreaga țară împotriva noastră pentru a opri dezvoltarea Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, împotrivindu-se lui Dumnezeu și nimicindu-i lucrarea, făcând-o cea mai mare prioritate a lor. Iar Comitetul Central a avut multe întâlniri în secret, ca să discute cum să nimicească lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă, pentru a-și atinge scopul de a transforma toată China într-un stat ateist. Partidul Comunist cheltuie mulți bani pentru a mobiliza media, să ne discrediteze și apoi să ne condamne biserica. Trimițând armata și poliția să suprime biserica lui Dumnezeu atotputernic. Ei îl vânează pe Hristos și îi arestează pe credincioși, în timp ce ne curăță la scară largă. Ei amplasează camere pe fiecare stradă și aduc poliția. S-a abătut o umbră neagră peste țară care îi incită la panică. Tot ce au spus ele este adevărat. Da a mituit presa străină pentru a defăima Biserica lui Dumnezeu atotputernic, creând haos în lume. La fel cum l-au persecutat pe Isus, guvernul roman și farisei, când a fost el pe pământ prima dată. Da. Acest lucru a zguduit întregul ținut și chiar a tulburat toată lumea. Da. Spuneți-mi, socotiți această vâlvă nesemnificativă? Da. Cum de nu pot oamenii încă să vadă că ăsta e un fapt? Este adevărat. Acțiunile PCC-ului, persecuția lor, chiar a provocat un fel de tumult. Exact. Lucrarea lui Dumnezeu a tot puternic a produs agitație. Da, da, da. Ai, Ai agita, perfectă agita. dreptate. Da, da. Este adevărat. Da. Și oricine crede în Dumnezeu și vede că Partidul Comunist îi se opune lui Dumnezeu într-o asemenea măsură, poate vedea că asta nu e ceva întâmplător. Doar arătarea Domnului, poate incita astfel de condamnare și ură frenetică din partea unui regim ateist. Da. Întreaga lume așteaptă ca Domnul să se întoarcă. Deci noi toți trebuie să fim cât se poate de alerți. Ar trebui să căutăm și să învățăm mai mult despre lucrarea sa. Altfel, dacă pierdem ocazia de a fi desăvârșiți ca biruitor ai Lui Dumnezeu, atunci mântuirea sa va fi încheiată deja, până când El se va arăta public în fața omenirii. Adevărat. Dumnezeu va trimite nenorociri să pedepsească răul. Scena va fi îngrozitoare. Cerul și pământul se vor zgudui, iar națiunile vor fi spulberate. Dar noi ne vom fi pierdut ultima șansă de mântuire și nu vom putea decât să plângem în disperare. Adevărat. Este adevărat. Nu putem fi caficiarele Așa este. Să nu pierdem șansa. De aceea, trebuie să studiem lucrarea Lui Dumnezeu atotputernic. Acesta este cel mai înțelept lucru pe care l-am putea face. Da, da, da. este adevărat. Cetam. Și acum înțeleg. Cel mai important lucru în căutarea lucrării Lui Dumnezeu este să găsim adevărul. Pentru că Hristos este singurul care știe adevărul. Oriunde găsim adevărul, îl vom găsi și pe Dumnezeu. O fecioară înțeleaptă ar căuta astfel adevărata cale. Slavă Dumnezeu. Da. Slavă Domnului! Să dobândim astfel de revelații, a fost o adevărată binecuvântare. Slavă Domnului! Slavă ție, Dumnezeu! Slavă Domnului! Da, este adevărat. Lucrarea lui Dumnezeu este atât de minunată. Cuvântul lui Dumnezeu ar putea să nu provoace vâlvă. Dar apoi, puterea cuvintelor sale poate schimba totul. Nu este aceasta puterea lui Dumnezeu? Biblia spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Dumnezeu tot este cuvântul care devine trup. Exprimarea cuvântului de către sine este cuvântul care se arată în trup. Și acesta este lucrul măreț pe care Dumnezeu îl face în lume. Unii oameni nu îl vor vedea. Nu vor înțelege ceea ce văd și nici ceea ce aud. Inimile lor sunt nesimțitoare? Când Dumnezeu s-a întrupat, El a spus clar că Hristos este calea, adevărul și viața. Deci acum, când cercetăm lucrarea lui Dumnezeu, prioritatea ar trebui să fie să găsim unde se arată calea, adevărul și viața și să recunoaștem vocea lui Dumnezeu. Adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărata lumină care iluminează pe cei care tânjesc după întoarcerea lui Dumnezeu. Mulți oameni acceptă adevărata lumină și o urmează. Nu reprezintă acest lucru arătarea din nou și lucrarea lui Dumnezeu? deși ar putea părea nesemnificativ, cuvântul lui Dumnezeu atotputernic poate zgudui cerul și pământul. Cuvântul care se arată în trup este cea mai mare vâlvă. Dar cei orbi nu vor vedea asta. Un cutremur poate provoca o scenă, dar poate înlocui aceasta lucrarea lui Dumnezeu? Omul poate fi atât de năsăbuit credincioșii în Domnul caută arătarea din nou a lui Dumnezeu și urmele lucrării lui Dumnezeu. Da. Ca să găsim arătarea lui Dumnezeu, trebuie să căutăm glasul lui și cuvintele Sfântului Duh către biserici. Am să citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Bine. Dumnezeu atotputernic spune, din moment ce căutăm urma pașilor lui Dumnezeu, trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu Cuvintele lui Dumnezeu, cuvântările lui Dumnezeu. Pentru că acolo unde sunt cuvintele noi ale lui Dumnezeu, este vocea lui Dumnezeu. Și unde este urma pașilor lui Dumnezeu, sunt faptele lui Dumnezeu. Acolo unde există expresia lui Dumnezeu, este arătarea lui Dumnezeu. Și acolo unde există arătarea lui Dumnezeu, există adevărul. Calea și viața. Cuvintele Lui Dumnezeu Atotputernic sunt atât de minunate. Acolo unde există cuvinte noi de la Dumnezeu, există și lucrarea Lui Dumnezeu. Uh -huh. Dumnezeu Atotputernic a exprimat toate adevărurile pentru mântuirea omenirii. Ajunge să citim cuvintele Lui Dumnezeu Atotputernic și vom vedea că adevărurile exprimate de Dumnezeu sunt glasul Său. Ele sunt calea vieții veșnice hrăzite de Dumnezeu omului. Dumnezeu Atotputernic este a doua venire a Lui Isus și pe temelia răscumpărării Domnului Isus, Dumnezeu Atotputernic a făcut lucrarea sa de judecată. Acest lucru este o parte esențială din planul lui Dumnezeu de a mântui omenirea de sub controlul satanei. Este ultima etapă din gestionarea sa care marchează sfârșitul epocii. De aceea, dacă spusele lui Dumnezeu Atotputernic sunt glasul lui Dumnezeu, ar trebui să ne supunem lucrării lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, numai așa putem fi mântuiți și intra în împărăția lui Dumnezeu.